Accident fatal pentru un biciclist în județul Dolj. Un bărbat care se deplasa cu bicicleta pe o șosea a fost acroșat de un autoturism condus de un tânăr. În urma impactului, biciclistul a decedat. Tragedia s-a produs pe drumul județean 561 în apropierea localității Cârna. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 și s-au deplasat imediat la fața locului. Ajunși la fața locului, anchetatorii au constatat că un șofer de 21 de ani a lovit un biciclist de 70 de ani, care a decedat pe loc. Șoferul nu consumase alcool, au arătat rezultatele. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.